Sunt bucuros că există televiziuni de genul ăsta care, pentru că stau și mă gândesc la ceea ce se promovează acum în media, pe toate canalele de televiziune laice, din ce în ce mai mult numai non-valori, numai de la, eu știu, promiscuitate și tot felul de lucruri aiurea, din ce în ce mai mult se vede așa cum standardele morale scad și toate lucrurile astea, și mă bucur să văd că în lumea asta există și televiziuni de genul ăsta care transformă televiziunea într-o unealtă care face bine și nu aduce bine și lumină în viețile oamenilor și nu numai rău și întuneric, așa cum se întâmplă cu cele laice.